Bună ziua tuturor! volevo ringraziare voi per essere venuti e Vreau să vă mulțumesc pentru că ați venit astăzi. poi volevo ringraziare il professor Teodorescu Vreau să mulțumesc doctorul Teodorescu e naturalmente anche l'Accademia Rumena delle Scienze. și editurii Academiei Române. E in particolare la branca editoriale dell'Accademia. Bene, allora, quello che cercherò di fare adesso Ceea ce am să încerc să fac acum. è di, per quanto è possibile, di cioè aiutarvi a comprendere la mente del paziente ossessivo. Este să vă ajut să înțelegeți mintea pacientului obsesiv. L'idea guida Ideea principală. è che il disturbo ossessivo, i sintomi ossessivi in particolare, Este că simptomele tulburării obsesive abbiano un senso, un Ha un significato. senso, ha una significazione. In altre parole, non sono, condo sono condotte o sintomi diversi per questa ragione. Din acest motiv sunt simptome diferite, de diferite tipuri. Sono diversi, per esempio, da sintomi di tipo neurologico. Sunt diferite de simptomele de tip neurologic. E che quindi sono sostanzialmente sintomi che dipendono dalle valutazioni dell'individuo. Și sunt simptome care depind de evaluările făcute de individ. Questa è un'idea guida, cardine Aceasta este ideea dell'approccio principale cognitivista. a abordării cognitive. E un altro presupposto tipico dell'approccio cognitivista Un alt punct de plecare foarte important al abordării cognitive è che non ci siano differenze qualitative este că nu există diferențe de tip calitativ fra ossessivi e non ossessivi, între persoane obsesive și neobsesive, ma soltanto differenze quantitative. ci doar diferențe cantitative. Ora, se noi partiamo da un presupposto, appunto, di questi presupposti che ho appena elencato, è applicabile un schema molto semplice e tipicamente cognitivista. Dacă plecăm de la aceste idei, putem aplica un model tipic cognitiv Per la descrizione della sequenza ossessiva. pentru a descrie secvența obsesivă. Ora possiamo immaginare di prendere il caso della paziente a cui accennava prima Andrea, Maria. Putem să ne referim la cazul pacientei despre care vorbea înainte Andreea, și anume Maria. Questa paziente, come diceva Andrea, era affetta da un timore ossessivo di essere contaminata dal virus dell'AIDS. Această pacientă era obsedată de ideea că ar fi putut să fie contaminată cu SIDA. Quindi, per esempio, succedeva che se toccava, supponiamo, la maniglia della porta, Dacă atingea, de exemplu, mânerul ușii, clanța de la ușă, lo valutava come un possibile pericolo. considera acest eveniment ca un posibil pericol. Potrei essermi contagiata. Per Aș putea să fi fost contaminată. questa ragione cercava di provvedere mettendo in atto, per esempio, delle compulsioni di Din lavaggio. acest motiv, încerca să rezolve situația folosind, de exemplu, compulsii de spălare. Ma, come ci accennava prima Andrea, După cum spunea mai devreme Andreea, era anche critica nei confronti di questa sua era în attività același timp critică în față de această activitate. ed era consapevole del costo della sua attività ossessiva. Și era conștientă de costul activității obsesive. E pertanto cercava di contenere il disturbo ossessivo. Ceea ce a încercat să limiteze tulburarea obsesivă. Quindi abbiamo detto, tocca la maniglia della porta, fa Deci una am prima spus, valutazione, potrei essermi contaminata con l'AIDS. se întâmplă un eveniment, de exemplu, atinge clanța sau atinge din greșeală un trecător și face o primă evaluare. Am fost contaminată cu SIDA. Trebuie să iau măsuri. Tentava di risolvere Încearcă să rezolve con lavaggi ripetuti, prin spălări repetate, evitamenti, evitări, ruminazioni e ruminații richieste di și cereri rassicurazione. de asigurare. Ora, qui è interessante osservare che se la paziente aveva questo tipo di timore, Este interesant să observăm că dacă pacienta avea acest tip de teamă, poteva utilizzare diverse modalità di soluzione. putea să folosească diferite tipuri de încercări de rezolvare.
In altre parole, se non poteva lavarsi le mani, girava con le mani così. E Cu alte cuvinte, dacă nu putea să se spele, atunci mergea cu le mâinile porte ridicate. veniva col gomito. Sau deschidea ușa cu cotul. Cioè, in altre parole, questo è importante perché questo ci fa capire che le condotte ossessive sono condotte finalistiche. Asta este un lucru foarte important pentru că ne face să înțelegem că un comportament obsesiv are un scop. Perché se non può seguire una strada di soluzione, ne segue un'altra. Pentru că dacă nu poate urma o cale de soluție, încearcă o alta. È il principio dell'equifinalità. Este principiul echifinalității. Per cui più condotte possono essere messe in atto per lo stesso fine. Prin care mai multe comportamente pot fi puse in pratica pentru același scop. E questa è una delle caratteristiche tipiche delle condotte finalistiche. Și este o caracteristică tipică a comportamentelor cu scop. La parte in rosso, partea cu roșu, è quella su cui concentrerò la mia attenzione più tardi nel corso della mia presentazione. Este cea asupra căreia mă voi concentra în această prezentare. E cercherò di dare delle prove su quelli che sono gli scopi perseguiti dal paziente ossessivo. Voi încerca să aduc dovezi asupra scopurilor urmărite de pacientul obsesiv. Questi erano i costi che lei pensava, riteneva di pagare a causa delle sue compulsioni. Acestea sunt costurile pe care pacienta considera că trebuie să le plătească din cauza tulburării. E poi per cercare di contenere questi costi, și apoi pentru a limita aceste costuri, tentava di sopprimere il pensiero del contagio. Încerca să suprime gândul contaminării. Cioè quello che si diceva, smettila di pensare a questa cosa stupida. E che spunea, non te mai gândi la prostia asta. Ed è evidente, è ben dimostrato, che se io cerco di sopprimere un pensiero, questo pensiero si fa più frequente. Dar este evident și bine demonstrat în literatură că încercările de a suprima un gând măresc frecvența acestuia. Altre volte cercava di dirsi, smetti di lavarti le mani. Sau încerca să-și spună, încetează să te speli pe mâini. Se io adesso mi dico, assolutamente devo... Non devo lavarmi, è chiaro che la voglia di lavarmi aumenta. Dar cu cât eu îmi spun nu trebuie să mă spăl, cu atât dorința de a mă spăla crește. Se mi dico adesso non mi devo grattare il naso davanti a voi. Dacă îmi spun acum nu trebuie să mă scarpin la nas în fața dumneavoastră. La voglia di grattarmi il naso sta diventando fortissima. Dorința de a mă scărpina va crește din ce în ce mai mult. Quello che è interessante osservare anche ceea ce este interesant de observat è la ruminazione ossessiva. Este ruminația obsesivă. E, per esempio, immaginiamo che Maria toccasse qui. De esempio, să ne imaginăm că Maria atinge aici. Gli viene in mente, oddio, potrei essermi contagiata l'AIDS. Și îi vine în minte, Dumnezeu, l-aș putea să mă fi contaminat cu SIDA. E allora comincia a ragionarci sopra. Și începe să se gândească, să facă un raționament. E il ragionamento in questo modo va avanti, e cioè, oddio, mi sono contagiata? No, dai, è possibile contagiarsi toccando un tavolo. De ce se gândește... Poate m-am contaminat, dar apoi își răspunde singură, nu, nu e posibil să te contaminezi doar printr-o atingere. Ma come puoi esserne così sicura? Dar cum poți să fii sigură? Perché qui non si vede nulla, non c'è sangue, non c'è nulla. Pentru că aici nu se vede nimic, nu e sânge, nu e nimic. Già, ma potrebbe esserci e essere piccole particelle secche, non le vedi. Bine, dar ar putea fi mici picături de sânge care nu se văd. Ma perché dovrebbe esserci del sangue? Dar de ce ar trebui să fie sânge acolo? Beh, potrebbe esserci... Può essere entrato, per esempio, un tossicodipendente e aver sporcato il leggio. Poate că a intrat o persoană dependentă de droguri și a atins podiumul. Ma perché potrebbe essere entrato? Dar de ce să fi intrat? Ma come può essere sicuro che non sia entrato? Dar putem să fim siguri că nu a intrat? E poi comunque sia, sì, i germi, i virus, dopo un po' muoiono. Bine, dar virus și germenii până la urmă mor. Sì, è vero, però anche è vero che i virus mutano e quindi possono essere più resistenti. E adevărat, dar virusii pot să se schimbe, să devină mai rezistenți. Ma devono entrare dentro il corpo. Bine, dar trebuie să intre în interiorul corpului. E su questa mano non c'è nessuna belletta. N-am nicio tăietură, nicio rană pe mână. Non c'è nessun taglio, non c'è nulla. Sì, ma su quest'altra c'è un Bine, taglio. Bine, dar pe cealaltă am o mică tăietură. Ma è chiuso.
Inchisa. Ma poteva essere aperto poc'anzi. Da quater a deschiso cu puțin înainte. Ma tu hai toccato il leggio con la mano destra. E Dar tu ai atins podiumul cu mâna dreaptă. se mi ricordassi male, l'avessi toccato con la Și sinistra? dacă mi-aduc aminte greșit și am atins cu stânga? Ora, questo tipo di ragionamento è assolutamente caratteristico Acest tip de raționament este caracteristic. e chiude in sé la logica dei tentativi di soluzione ossessivi. Și descrie foarte bine logica mecanismelor de încercărilor de rezolvare obsesive. E la logica di tutti i tentativi di soluzione ossessivi è quello di escludere con certezza assoluta la possibilità che sia succeda ciò che è Și temuto. logica este cea de a încerca să se excludă cu siguranță că evenimentul temut a avut loc. Normalmente tutti quanti noi ci preoccupiamo se c'è qualche probabilità Noi toți ne gândim dacă există vreo probabilitate să se e ci întâmple ceva. rassicuriamo se le probabilità sono molto basse. Și ne asigurăm că aceste probabilități sunt să fie foarte scăzute. Ai pazienti ossessivi la probabilità non interessa La molto. pacienții obsesivi, această probabilitate pe pacienții obsesivi nu interesează. Quello che vuole è la impossibilità. Ceea ce ei își doresc este să demonstreze impossibilitatea evenimentului. Quindi tutto il ragionamento è un tentativo di falsificare con certezza assoluta. Deci tot acest raționament este o încercare de a falsifica cu absolută siguranță Qualunque possibilità di pericolo. cât de mică posibilitate de pericol. Da un punto di vista logico, Dintr-un punct de vedere logic, è un tipo di pensiero estremamente sofisticato. este un tip de gândire foarte sofisticat. È un tipo di pensiero, di ragionamento che rispetta la logica della scoperta scientifica. Este un tip de gândire, cel al descoperirii științifice. Sarebbe la felicità di Popper. Și l-ar face fericit pe Popper. Adesso vorrei presentarvi un piccolo resoconto Aș vrea să vă prezint o mică descriere. di un paziente ossessivo che aveva ossessionato da un pensiero proibito. A unui pacient obsesiv obsedat de un gând interzis. E questo è un resoconto scritto dal paziente Aceasta este o descriere scrisă chiar de pacient e riprende già un esempio che aveva accennato Andrea. și este un exemplu despre care a vorbit Andreea în prezentarea trecută. Allora, non so se vogliamo leggerlo, lo leggi tu perché magari la mia pronuncia non è Nu veramente ottima. reușeam să dorm. Eram excitat pentru că băusem spre seară o cafea. Mă simțeam plin de energie. Aveam mare încredere în capacitățile mele. În mintea mea îmi făceam planuri pentru viitor referitoare la examenele pe care le aveam de dat. Mă gândeam la căsătorie și la copii, la cum aș putea să câștig o grămadă de bani, bani fără de care nu am cum să merg în concediu. În casă nu erau bani, dar părinții mei aveau o asigurare de viață. Deci, dacă fac un accident, primim ceva. Eram din ce în ce mai agitat, mă îngrijora ceea ce gândeam. Îmi doresc moartea părinților mei? Sunt la fel ca Mazo, și dacă știți, eram a fost un criminal celebru în Italia. Aș face asta? Sunt terorizat, mă simt singur. Încep să-mi imaginez diferite scene. Mă văd furios ca un psihopat. Atunci îmi doresc moartea tatălui meu și eu îl execut. Poate aș fi capabil de asta. Și îndoiala îmi mărește senzația că poate chiar îmi doresc să fac aceste lucruri. Mă simt derutat, descurajat. Ecco, questo resoconto lo possiamo mettere dentro lo schema, anche se non è Această facilissimo. descriere putem să încercăm să o introducem Allora, în modelul pe care l-am l'evento prezentat. critico in questo caso è un pensiero. Evenimentul critic este un gând. Părinții mei aveau asigurare de viață, deci dacă au un accident primim ceva. Questo pensiero viene valutato come un indizio del sospetto di essere uno psicopatico assassino. Acest gând este considerat de către pacient ca un indiciu al faptului că ar putea fi un psihopat asasin. Quindi suscita molta ansia nel Și deci paziente provoacă o mare anxietate pentru e lui pacient. tenta di risolvere Și încearcă să rezolve immaginando la scena di uccidere il padre imaginându-și scena în care își omoară tatăl per vedere che effetto gli fa. ca să-și dea seama ce senzație Gli fa orrore o pensa che tutto îl va sommato lo potrebbe orripila fare? sau se gândește că, în fine, până la urmă ar putea să facă asta, ar fi capabil. Questo tentativo di soluzione viene ripetuto molte volte perché non si contenta, perché non raggiunge la certezza. Această încercare de rezolvare este repetată de multe ori pentru că nu se mulțumește, nu reușește să atingă nivelul de siguranță dorit. E quindi
lui si rende conto di aver passato ore a pensare, a immaginare di uccidere il padre. Își dă seama că a petrecut ore imaginându-și că și-o moare tatăl. E questo fa conferme, lui lo considera un nuovo indizio che aumenta il sospetto di essere un potenziale assassino. Și acest lucru devine un nou indiciu care demonstrează faptul că ar putea să fie un asasin. Una persona normale non pensa così tanto ad ammazzare il proprio padre. O persona normale non petrece ore gândindu-se că și-ar putea omori tatăl. Se lo penso, forse vuol dire che davvero lo voglio. Dacă gândesc asta, poate înseamnă că îmi doresc acest lucru cu adevărat. E questo lo possiamo saltare. Ora, la domanda che ci possiamo porre è questa. Nei diversi tipi di disturbo ossessivo, întrebarea pe care ne-o putem pune este următoarea. În diferitele subtipuri obsesive, quali sono gli scopi che entrano in gioco? Care sunt scopurile urmărite? Allora, abbiamo visto che, per esempio, nel caso dei pazienti checker è evidente che sia la colpa. Lo scopo di prevenire una colpa. În cazul pacienților checker este evident faptul că își doresc, scopul lor este cel de a preveni o vinovăție. Nel caso di altri pazienti, dei pazienti washer, lo scopo sembra essere prevenire una contaminazione disgustosa. În cazul pacienților washer, scopul pare a fi cel de a evita contaminarea cu o substanță disgustătoare sau periculoasă. Nei pazienti con l'ordine della simmetria, lo scopo è ridurre la sensazione che le cose non siano a posto. Pentru subtipul ordine și simetrie, scopul pare a fi cel de a reduce senzația not just right experience. Adesso io voglio procedere in questo modo, voglio darvi le prove sperimentali e scientifiche che la colpa sia un determinante importante dei sintomi ossessivi. Acum aș vrea să vă ofer probele științifice asupra faptului că vinovăția se află într-adevăr la baza scopurilor obsesive. La seconda cosa che cercherò di fare, al doilea lucru pe care voi încerca să-l fac, è di dimostrare che tutte le altre motivazioni, sia l'evitamento della contaminazione. Este să vă demonstrez că toate celelalte scopuri, inclusiv evitarea contaminării, sia lo scopo di ridurre la not just right experience, și scopul de a reduce not just right experience, sono riconducibili allo scopo di prevenire una colpa. Pot fi reconduse la scopul de a preveni o vinovăție. E l'altra cosa che cercherò di fare è di mostrare che la colpa temuta dagli ossessivi, voi încerca să vă demonstrez că vina temută de obsesiv è una colpa particolare. Este un tip anume de vină. E cioè, lo anticipo subito, è una colpa cosiddetta deontologica. Și anume așa zisa vină deontologică. Allora, innanzitutto esistono degli studi correlazionali. Înainte de toate există studii de corelație che dimostrano sostanzialmente che quelli che hanno tutta nella popolazione i pazienti ossessivi tendono ad avere più propensione al senso di colpa. Care demonstrează că pacienții obsesivi tind să fie mai predispuși către senzația de vinovăție. Ci dicono anche questi studi che nella popolazione generale aceste studii ne arată cum în populația generală, în populație, la tendenza ad avere ossessioni e compulsioni, tendința de a avea obsesii și compulsii, corela con la colpa di tratto. Este corelată cu vinovăția ca trăsătură de personalitate. Ci sono diversi trattamenti di efficacia dimostrata. Există diferite tipuri de tratamente care au fost demonstrate, a căror eficacitate a fost demonstrată, che riducono, puntano a ridurre il timore di colpa. Care încearcă să reducă teama de vinovăție. Noi abbiamo fatto una piccola ricerca pilota. Am făcut un mic studiu pilot. In cui abbiamo visto che la terapia con questi pazienti ossessivi, abbiamo fatto una terapia che era orientata, indirizzata a ridurre il timore di colpa. Cu acești pacienți obsesivi am încercat să facem un tratament în care scopul era chiar acesta, să reducem teama de a fi vinovat. Senza però mai affrontare il timore di colpa nel dominio sintomatico. Dar fără să tratăm niciodată teama de vinovăție în domeniul simptomatic.
E questo trattamento è stato efficace? Questo trattamento ha fatto efficace In maniera significativa? in modo significativo. E al follow-up dopo un anno, Si la follow up dopo un il miglioramento continuava ad esserci. Questo continua se esiste un buonotazzire a è molto sintomele. interessante perché siamo riusciti a ridurre la sintomatologia ossessiva Questo è molto interessante perché abbiamo ridotto sintomatologia ossessiva senza mai intervenire sul fuori sintomo. se interveniamo in modo diretto sopra sintomi. Adesso vorrei raccontarvi un piccolo aneddoto che riguarda Maria. Vreau să vă povestesc o aneddoto despre Maria, pacienta SIDA. Maria un giorno dovette cambiare casa e Într-o zi Maria a trebuit să schimb, să se mute. quindi affidò il trasloco, il trasporto dei mobili e tutto quanto che aveva dalla casa vecchia alla casa nuova, una ditta di Ci ha trasportatori. angajat o firmă care să-i mute toate lucrurile din casă. Ora immaginate la scena, lei arriva alla casa nuova, apre Imaginați-vă scena, ea ajunge la noua casă, la porta deschide ușa. e vede che ci sono tutti gli oggetti della casa vecchia, stanno nella casa Și vede nuova, că toate obiettele din casa veche sunt acum în noua dentro casă, negli scatoloni, in e cutii. si rende conto, gli viene in testa che tutto è stato toccato dai trasportatori. Și își dă seama că fiecare obiect a fost atins de persoanele care lucrau la firma de Le transport. pentole, i piatti, le lenzuola, Farfuriile, cerciafurile, oale, mobilele. la televisione, tutto è stato toccato e quindi Totul a fost atins. ha una crisi d'ansia. Are un attacco di ansietate. Perché comincia a pensare che, essendo stato toccato tutto, tutto potrebbe essere Si contaminato. gândește că dacă totul a fost atins, totul poate fi contaminat. Ma poco dopo, pochissimo tempo dopo, si tranquillizza completamente. Dar la foarte scurt timp, după aceea se liniștește complet. Quando capisce che veramente tutto può essere stato toccato e che quindi lei non può fare nulla. Când înțelege că absolut totul ar fi putut să fi fost atins și atunci nu poate face absolut nimic. Ora, questo è interessante perché se io sono impotente di fronte a una minaccia, Este interesant pentru că dacă eu nu am nicio putere asupra, în fața unei amenințări, la mia ansia aumenta. E ansietatea mea crește. allora perché Maria è scesa? Și atunci de ce Maria a fost mai liniștită? Quando ha capito che veramente non poteva fare nulla. Când a înțeles că efectiv nu putea face nimic. Beh, la spiegazione è abbastanza semplice, è perché il problema di Maria non era il contagio. Explicația este foarte simplă și este faptul că Maria, problema Mariei nu era contaminarea. Ma era la responsabilità del contagio. Ci era responsabilitatea în față, pentru contaminare. Se io non posso fare nulla, non sono Dacă responsabile. eu nu pot să fac nimic, atunci nu sunt responsabilă. In latino si diceva ad impossibilia nemo tenetur. Che vuol dire nessuno è tenuto În latină se all'impossibile. spunea că nimeni nu este obligat să facă imposibilul. Ok, ora questo episodio di Maria non è un aneddoto e basta, non è soltanto un aneddoto, Acest episod despre Maria nu este doar o anecdotă. ma è stato anche ripetuto, lo ritroviamo in alcuni esperimenti. Lo regăsim și în anumite experimente. La prima serie di esperimenti che vedete qui, ci dimostra che se nel paziente ossessivo si riduce la responsabilità, Prima serie di esperimente ne arată cum, dacă la pacienții obsesivi se riduce sentimentul de cioè per responsabilitate, esempio il paziente che controlla il rubinetto del gas, de exemplu, pacientul care controlează rubinetul de gaze, lo sperimentatore faceva un contratto con questo, col paziente, cercetătorul făcea un contract cu acest per pacient cui la responsabilità del controllo del rubinetto del gas era tutta sulle spalle dello și sperimentatore. prin care responsabilitatea pentru controlarea rubinetului era aparținea complet cercetătorului. A queste condizioni, la preoccupazione del paziente per il rubinetto del gas În această situație, starea de ansietate a pacientului pentru e robinet anche la tendenza, l'urgenza di mettere in atto le compulsioni di controllo scendeva și drasticamente. tendința de a executa compulsiile scădea în mod semnificativ. C'è anche la controprova, cioè se noi prendiamo delle persone non ossessive e gli affidiamo un compito,
e supponiamo che il compito sia controllare delle pillole, mettere delle pillole in diverse scatolette a seconda del colore. Dacă noi luăm niște persoane care nu sunt obsesive și le dăm o temă să împartă niște pastile după culori, în E niște noi gli cutii. diciamo anche, guarda, queste pillole sono delle medicine, Și le spunem, acestea sono niște medicamente. andranno in Africa per dei bambini e Le vom trimite in Africa unor copii. nessuno di loro sa leggere, Și niciunul dintre ei nu știe să e citească. quindi sceglieranno le pillole sulla base del O să colore. aleagă pastilele in baza culorii. Quindi se sbagli succede un disastro. Dacă vei greși, o să se întâmple E nenorocire. poi gli diciamo anche, guarda che nelle prove precedenti, Și negli apoi esercizi di spunem, prova, fii atent că în exercițiile trecut, când am încercat hai alte fatto molto dăți, male. ai greșit, ai făcut multe greșeli. Hai fatto molto male. Okay. A queste condizioni, quello che si osserva è che tutti quanti, persone anche non ossessive, cominciano a controllare le pillole come se fossero degli Ceea ce ossessivi. se observă în acest caz este că persoane normale încep să controleze medicamentele ca un obsesiv. Se diamo questo compito delle pillole a dei pazienti ossessivi che non sono checker, ma sono watcher, per esempio, Dacă dăm această responsabilitate unui pacient obsesiv, care nu este un checker, poate fi un washer, cominciano a fare questo compito in maniera più ossessiva dei non ossessivi. îl fac în mod și mai obsesiv decât subiecții de control. In altre parole, modulando il timore di colpa si modula la sintomatologia ossessiva nei pazienti e nei non Cu pazienti. alte cuvinte, modulând teama de vinovăție, se modulează simptomatologia obsesivă atât la pacienți cât și la persoanele normale. Ci sono anche delle prove di tipo con risonanza, fatta con la risonanza magnetica, Există per și probe de rezonanță magnetică. cui l'attivazione del cervello dei pazienti ossessivi sotto stimolazione ossessiva Prin care s-a văzut că attivarea creierului pacienților obsesivi în timpul unei attività tende a obsessive essere sovrapponibile a quella che vediamo in chiunque se viene attivato il senso di colpa. se suprapune cu activitatea unei persoane normale in care a fost activat un sentiment de vinovăție. Ora, quindi vediamo che il tema della colpa può davvero avere un ruolo molto importante. Adesso vediamo la contaminazione brevemente, che ne aveva già parlato Andrea. Am văzut că vinovăția poate avea un rol foarte important. Să Allora, vedem acum în cazul contaminării. tutti quanti gli esseri umani tendono a provare disgusto Toate ființele umane simt dezgust, sunt sia per dezgustate, sostanze pericolose, atât pentru substanțe periculoase, per esempio i germi, sia per sostanze non pericolose, per esempio gli escrementi, dar și pentru substanțe care nu sunt periculoase, cum ar fi excrementele. sia per ragioni morali. Faccio Dar și di motive morale. l'esempio, immaginate che qui ci sono due camicie, Immaginați-vă două cămăși. tutte e due sono lavate e Amândouă sunt spălate și călcate. stirate. Ok, voi dovete scegliere quale indossare, Trebuie questa o să questa. alegeți pe care vreți să o purtați. Fate la vostra scelta. Alegeți una dintre cele două. Adesso un'unica informazione in più, però prima di prendere la camicia. Questa qui è la camicia di un impiegato di banca, Înainte să alegeți, vă spunem un că bravo această padre di cămașă famiglia. este cămașa unui angajat, unei persoane care lucrează la bancă. E questo qui invece è la camicia di un pedofilo che è in galera per le proprie. Iar aceasta este cămașa unui pedofil care se află în închisoare. Fate la vostra scelta. Alegeți o cămașă. Ok? E anche per ragioni, per esempio ieri, quando è stato? Venerdì, De esempio, vineri. venerdì ho fatto la prima visita a un paziente, Am făcut o prima întâlnire cu un pacient. e questo è ossessionato dalla contaminazione della sfortuna. E Obsedat de contaminarea cu ghinion. per risolvere questo problema si lava le mani. Și ca să rezolve această problemă se spală pe mâini. Questo per dire che la contaminazione suscita negli ossessivi almeno sempre una sensazione di disgusto. Quindi accanto alla colpa abbiamo il disgusto. Asta înseamnă că la pacienții obsesivi, contaminarea, alături de vinovăție, trezește mereu și o senzație de dezgust. Che il disgusto abbia un ruolo nel disturbo ossessivo è Se ampiamente știe dimostrato. deja, este demonstrat că dezgustul are un rol important în tulburarea obsesivă. Invece scrive. Aspetta, questo abbiamo già visto, ok. Importante,
che c'è scritto? Il timore di colpa, il ruolo importante del Ah, timore di sì, colpa. certo. Allora, quindi abbiamo tre grandi settori: il timore di colpa, il timore del disgusto e la nostra site experience. Diciamo, in tre aree, domeni importanti: tema di vinovazie, Disgusto? tema di disgusto, e Sì. not Ok. just right experience. Adesso la domanda è questa: possiamo vedere se tutto è riconducibile alla colpa? Întrebarea este, putem să unim toate aceste trei domenii prin vinovăție? Allora, ci sono questo è un articolo che è uscito tempo fa su Science Acesta este e un articol din Science, ha ce la dimostrato timp? che se chiunque si sente in colpa Demonstrează că oricine se simte vinovat tende a sentirsi sporco tinde să se simtă murdar. e se si lava Și dacă se la spală, colpa si riduce. sentimentul de vinovăție scade. Questo è tutte le religioni, è così tra In l'altro. toate religiile observăm asta. E cioè che il lavaggio, per esempio il battesimo è un De lavaggio. exemplu, botezul este o spălare. È un lavaggio che lava via il peccato O originale. spălare a păcatului original. Quel cosiddetto effetto Macbeth. Așa zisul efect Macbeth. Oh, notate che questo effetto è maggiore negli ossessivi. Acest efect este mai mare la persoanele obsesive. Noi abbiamo fatto degli esperimenti e Noi abbiamo fatto unele experimente. abbiamo dimostrato che se si induce colpa, senso di colpa, Ci hanno dimostrato che dacă si induce sentimentul de vinovăție, soprattutto in persone che hanno un'alta colpa di tratto, mai ales in persone che hanno tendenza spre vinovăție ca trăsătură, hanno la nostra straight experience più intensa e la sopportano meno. aceste persoane au un not just right experience mai intens și pe care îl suportă cu mai mare greutate. Quindi già questi studi ci suggeriscono Deja aceste studii ne sugerează la possibilità che ci sia una radice comune nel disturbo ossessivo, e cioè il timore di colpa. possibilitatea unui factor comun pentru tulburarea obsesivă și anume sentimentul de vinovăție. Ma adesso il problema che si pone è questo: quale colpa temono gli ossessivi? Dar problema pe care ne-o punem Perché este osservate alcune care vină? cose. De care vină se tem pacienții obsesivi? Per esempio, sono molto spesso preoccupati e spaventati da pensieri blasfemi. De exemplu, de multe ori sunt foarte îngrijorați de blasfemii. Che in questo caso la colpa e il peccato non implica il danno per Dar nessuno. în acest caz, vina pe care o pot avea nu cauzează daune nimănui. Sono spesso più preoccupati di far bene le cose piuttosto che dell'esito finale. Sunt deseori mai îngrijorați, mai preocupați să facă lucrurile bine decât de rezultatul acțiunilor lor. Per esempio, un mio paziente faceva tantissimi rituali scaramantici De exemplu, un pacient ai mei făcea multe ritualuri superstițioase. per prevenire l'incidente aereo dove i genitori viaggiavano molto in aeroplano per lavoro. Părinții lui făceau multe, călătoreau mult cu avionul pentru serviciu. E quindi tutti i suoi rituali scaramantici erano finalizzati a prevenire la caduta dell'aereo. Și toate aceste ritualuri superstițioase aveau scopul de a evita căderea avionului. Quello che è interessante osservare è che lui non si è mai occupato delle statistiche degli incidenti aerei. Este interesant să observăm că el nu s-a îngrijorat niciodată despre statisticile avioanelor și Non ha accidentelor cu mai avion. cercato la compagnia aerea più sigura. Nu a căutat niciodată cea mai sigură companie cu care să zboare părinții. Non ha mai insistito con i genitori perché prendessero il treno piuttosto che Nu le-a cerut niciodată părinților să ia trenul în loc să l'aereo. zboare cu avionul. Sembra che la sua preoccupazione fosse più far per benino i rituali Adică scaramantici preocuparea lui era cea de a executa în mod corect ritualurile piuttosto che il superstițioase risultato și finale. nu rezultatul finale. Anche l'esperimento che abbiamo visto prima, Și se experimentul pe care l-am văzut notate înainte. questo, se il paziente che fa controllo il rubinetto del gas, lo Pacientul care controlează rubinetul de gaze spendeva ore e ore e ore a controllare il rubinetto del gas. Sembrerebbe petrecea ore întregi controllând rubinetul de gaze. una persona molto altruista, Pare o persoană foarte molto altruistă, preoccupata delle conseguenze sugli altri dell'esplosione del gas. foarte îngrijorată despre consecințele asupra altora. Ma se lo sperimentatore gli diceva, la Dar dacă cercetătorul îi spunea responsabilità è tutta che mia, răspunderea era doar a lui,
a lui della possibili vittime non interessava quasi più Pazientului nulla. de aceste possibili vittime non mai interessa nimic. Allora la domanda è: che colpa è dove gli altri non ci sono? Și atunci ce fel de vină este aceasta unde ceilalți sunt absenți? Allora, l'idea è che ci siano due sensi di colpa, deontologica Există două tipuri de sentimente de vinovăție, e altruistica. deontologică și altruistă. Adesso, se era possibile, vediamo se ci riesco. Certo. Dove sta Amigos? Giù? Dove? No, dico, mette giù la presentazione. Qua, ok. Adesso vorrei farvi vedere un piccolo, piccolissimo filmato. Aș vrea să vă arăt un scurt video, Che è un filmato pubblicitario, o reclamă, però è molto ben costruito. dar foarte frumos costruit, Insomma, realizzato. come si dice in Italia, non è vero, ma è ben inventato. Nu e adevărat, dar l-au inventat bine. E così si capisce subito che cosa vuol dire la colpa Și veți altruistica. înțelege imediat ce înțelegem prin vină altruistă. Allora, credo che sia molto evocativo. Cioè, supponiamo di metterci per un istante nei panni dello scimpanzé che ha meritato la banana. Să ne închipuim pentru un moment că suntem în locul maimuței care a meritat banana. E immaginiamo di non dividere la banana con un amico. Și să ne închipuim că nu împărțim această banană cu un prieten. Possiamo intuire un senso di colpa. Putem să ne imaginăm că ne vom simți vinovați. È un senso di colpa che ha pure un nome ed è il senso di colpa del sopravvissuto. E o vinovăție care are un nume, și anume vinovăția supraviețuitorului O senso di colpa della buona sorte. sau al norocului. Notate che non c'è nessuna norma che prescrive di dividere. È una su base affettiva, su base empatica. Observați că nu există nicio regulă care ne impune să împărțim cu ceilalți, ci doar din motive afective. Ecco, vediamo una versione umana di questo senso di colpa. Să vedem o versiune umană a acestui sentiment de vinovăție. Vuoi leggerlo tu? Aveam niște simptome suspecte și am fost internat în spital. În această perioadă stăteam în cameră cu o altă persoană cu care m-am împrietenit. După 10 zile, doctorul m-a informat că totul era în regulă și că puteam să mă întorc acasă. Îmi pregăteam geanta când prietenul meu a intrat în cameră. Era foarte tulburat. Doctorul îi diagnosticase un cancer. Nici acum nu pot suporta ideea că eu mi-am reluat viața în timp ce el a rămas în spital să înfrunte o experiență oribilă. Mă simt vinovat că nu i-am împărtășit soarta. Ecco, possiamo vedere. Adesso vedete, in questo senso di colpa, quello che è interessante osservare è che c'è soltanto la sofferenza dell'altro a fronte di un proprio benessere. Ceea ce putem observa este că în acest sentiment de vinovăție este vorba doar despre suferința celuilalt. Non c'è una norma morale Nu infrantă. există o normă morală care a fost încălcată. Adesso vediamo quest'altro esempio, che invece è un esempio di senso di colpa deontologico. Acum vom vedea un exemplu de vinovăție deontologică. Leggi tu.
Julie și Mark sunt frate și soră. Călătoresc împreună în Franța în timpul vacanței de vară. O noapte sunt singuri într-o cabană lângă plajă. Hotărăsc că ar putea fi distractiv și interesant să încerce să facă dragoste. Julie e anticoncepțională, iar Mark, ca să fie sigur, folosește un prezervativ. La storia poi continua dicendo anche che i due il giorno dopo sono contenti dell'esperienza. Se spune apoi che ziua următoare cei doi sunt bucuroși de experiența prin care au Quindi trecut. Quindi non c'è nessun danno psicologico per nessuno. Deci nu există nicio daună psihologică la adresa nimănui. E poi continua dicendo i due si promettono di non dirlo a nessuno. Cei doi își promit să nu spună nimănui ce s-a întâmplat. E quindi non c'è nessun danno per l'immagine. Deci nu există nicio daună la imagine. Eppure questa vignetta è stata utilizzata in una ricerca tramite internet. Dar această povestire a fost folosită într-o cercetare pe internet. Alla quale hanno risposto circa 12.000 persone. La care au răspuns aproape 12.000 de persoane. Di tutti i paesi del mondo. Din multe țări diferite. E tutti, quasi tutti. Și aproape toți. Hanno detto che i due avevano commesso peccato. Au spus că cei doi au comis un păcat. Notate che non c'è danno per nessuno. Și observați faptul că nu este niciun daun, nicio daună pentru nimeni. È stata violata una norma morale. Dar a fost încălcată o normă morală. Un tabu. Un tabu. La stessa norma morale che frena l'eutanasia. Aceeași regulă morală care împiedică eutanasia. Allora, questa è la storia, lo dico brevemente, se non prendo troppo tempo, è la storia di un giovane medico che deve fare un'iniezione di morfina a un paziente morente. Este povestea unui tânăr medic care trebuie să facă o injecție de morfină unui pacient pe moarte. E non riesce a farla perché dice chi sono io per poter decidere della vita e della morte di questo paziente. Și nu reușește să o facă pentru că își spune cine sunt eu ca să pot hotărâ dacă această persoană trăiește sau moare. Cioè quindi per rispettare una norma morale. Deci pentru a respecta o normă morală, a causato la sofferenza di un paziente. Provoacă suferința unui pacient. Ok, questo è un paradigma molto utilizzato in psicologia Acesta morale. Acesta este o paradigmă folosită foarte des în psihologia morală. Perché ci aiuta a capire. Și care ne ajută să înțelegem. Il dilemma è questo, non so se lo conoscete, ma è questo. Immaginate che c'è questo vagone. Nu știu dacă îl cunoașteți, să ne imaginăm că există un vagon. Che va da questa parte travolgendo sicuramente questi cinque operai. Care merge în acea direcție, trecând peste cei cinci muncitori. A meno che voi che state qui non spostate lo scambio. Decât dacă voi care sunteți așezați acolo, lângă macaz, nu trimiteți vagonul în cealaltă direcție. Però qui c'è un operaio che sicuramente morirà. Acolo e un singur muncitor care va muri sigur. Che scelta fate? Ce alegere ați face? Avete fatto la vostra scelta? Ați ales. Ok, chi ha deciso di muovere lo scambio può alzare la mano? Poate să ridice mâna cine a hotărât să acționeze macazul? Ok, chi decide di non muovere lo scambio alza la mano? Cine nu vrea să acționeze mecanismul? Nu e, ne lipsesc. Ok, allora, vediamo se ci indovino. Să vedem dacă am ghicit. Chi ha deciso di muovere lo scambio ha pensato? Cei care au hotărât să acționeze mecanismul? Beh, meglio salvare 5 persone piuttosto che una. S-au gândit că e mai bine să salvezi 5 persoane decât una. Cioè, è entrato in gioco una sorta di valore umanitario. Deci a intrat în joc o valoare umanitară. Il benessere dell'umanità. Și anume bunăstarea umanității. Chi ha deciso di non muovere lo scambio? Cei care au decis să nu facă nimic, să nu acționeze mecanismul? Immagino che abbia pensato qualcosa del tipo chi sono io per decidere della vita e della morte delle persone. Probabil s-au gândit cine sunt eu să hotărăsc viața sau moartea unor persoane. È un principio che si chiama not play God. Acest principiu se numește no, don't play God. Ora accelero perché. Allora ci sono molti studi su questo. Esistono molti studi in questo senso. Che dimostra appunto che le scelte dipendono esattamente da questi due principi. La scelta umanitaria dipende dal principio di massimizzare il bene dell'umanità. Care arată că alegerea depinde de acest principiu, de aceste două principii. E l'altra invece dipende dallo scopo di non mettersi in vanidia.
unul este scopul umanitar și celălalt este de a nu se juca de a Dumnezeu. Oh, quello che è interessante osservare, ceea ce este interesant să observăm, e che gli esseri umani, cioè tutti quanti noi, mettiamo, no, organizziamo il nostro mondo morale lungo la dimensione verticale. Că ființele umane organizează lumea morală într-o dimensiune verticală, de-a lungul unei axe verticale. E noi ci collochiamo all'interno di questa gerarchia. Noi ne plasăm pe noi înșine de-a lungul acestei ierarhii. E se uno è molto narcisista si mette qui. Dacă suntem foarte narcisiști ne punem pe acolo. A parte il narcisismo, se io commetto una colpa, piazzo il mio sé più in basso. Dar în afară de asta, dacă eu sunt vinovat de ceva, mă plasez mai jos pe această, de-a lungul acestei axe verticale. Ma solo se la colpa è deontologica, non se altruistica. Dar doar dacă vina este deontologică, nu dacă este o vină altruistă. E se io sono sporco, succede lo stesso, scendo. Dacă eu sunt murdar, se întâmplă același lucru, mă plasez mai jos de-a lungul axei. E mi aspetto di essere trattato dagli altri in un modo deumanizzato. Și mă aștept să fiu tratat de ceilalți într-un mod deumanizat. Ok, adesso vorrei farvi vedere rapidamente un altro modo con cui abbiamo attivato separatamente i due sensi di colpa. Vreau să vă arăt un alt mod în care am activat separat cele două tipuri de vinovăție. Qui siamo ancora in soggetti non clinici. Vorbim din nou despre subiecti care nu sunt clinici, subiecti normali. Allora, provate a immaginare che questa faccia ce l'ha con voi. Încercați să vă imaginați că această persoană, această față e supărată pe voi. E ha ragione ad avercela con voi. Și are dreptate. Intanto vi dite come ho potuto fare ciò. Și spuneți-vă, repetați-vă în minte cum am putut face așa ceva. E adesso, guardate, quest'altra faccia pure ce l'ha con voi. Și această persoană este supărată pe dumneavoastră. E intanto vi dite come ho potuto lasciarla sola. Încercați să vă repetați în minte cum am putut să o las singură. Allora, prima coppia di stimoli. Primul cuplu de stimoli attiva il senso di colpa deontologico. Activează vinovăția deontologică. La seconda coppia di stimoli attiva la colpa altruistica. Iar a doua pereche de stimoli activează vinovăția altruistă. Allora abbiamo preso questi stimoli e li abbiamo dati a delle persone non cliniche nella risonanza magnetica. Am prezentat acești stimoli unor subiecti normali folosind rezonanța magnetică. Il ragionamento era che se questi sensi di colpa sono diversi, deve essere diversa anche la base neurale. Raționamentul era că dacă aceste sentimente de vinovăție sunt diferite și activarea neurală, mecanismele neurale vor fi diferite. In effetti è così. Și așa și, este. Ma quello che noi non ci aspettavamo e che invece è venuto fuori, dove sta la differenza? Dar ceea ce nu ne așteptam este unde apare această diferență. Quello che è interessante quindi è che la colpa deontologica tende ad attivare le insule. Este interesant faptul că vina deontologică activează insulele. E le insule, lo sappiamo, sono il substrato del disgusto. Și știm că acestea sunt substratul disgustului. Quindi questo ci suggerisce che esista una relazione privilegiata fra senso di colpa deontologica e disgusto. Asta ne sugerează că există o relație specială între sentimentul de vinovăție deontologică și disgust. Nel caso la colpa altruistica invece si caratterizzava per un'attivazione delle aree dedicate ai compiti di teoria della mente. În schimb, vina altruistă activa zonele care caracterizează teoria minții. A compiti di teoria della mente. Sarcini în care se folosește teoria minții. Se mi preocupo di cosa pensa l'altro, si attivano queste. Dacă mă îngrijorez, mă gândesc la ce se gândesc ceilalți, atunci se activează aceste. E ci sta bene col senso di colpa altruistica. Asta se merge bine cu sentimentul de vinovăție altruist. Ora c'è un problema perché l'effetto Macbeth non è stato ritrovato da tutte le ricerche. Effettul Macbeth nu a fost găsit în toate cercetările. Allora noi abbiamo fatto uno studio per vedere se il senso di colpa deontologico ha un effetto Macbeth e il senso di colpa altruistico no. Atunci am făcut o cercetare în care să demonstrăm dacă sentimentul de vinovăție este un efect Macbeth și cel altruist nu. Sentimentul de vinovăție deontologic. E in effetti l'induzione di colpa deontologica in soggetti non clinici. Inducerea vinovăției deontologice în subiecti normali implica dei lavaggi. Duce la mai multe spălări. Che sono molto più prolungati, accurati di chi è, delle persone in cui è stata indotta colpa altruistica. La spălări care sunt mai lungi și sunt executate cu mai multă precizie.
Non solo, ma la colpa deontologica viene ridotta dal lavaggio. In plus, vina deontologica este redusă prin spălare. La colpa altruistica non viene ridotta dal lavaggio. În timp ce vina altruistă nu se riduce prin spălare. Cioè, come dire, esistono peccati più sporchi di altri. Deci, cum s-ar spune, există păcate mai murdare decât altele. Cosa succede in disturbo ossessivo? Deci, ce se întâmplă la tulburare obsesivă? Allora, innanzitutto sono molto più. Se pensano di commettere un errore, si immaginano delle reazioni da parte degli altri particolarmente sprezzanti ed aggressive. Înainte de toate, pacientul obsesiv își imaginează reacții din partea altora, care sunt mai disprețuitoare și mai agresive. C'è una forte correlazione fra religiosità e disturbo ossessivo e fra scrupolosità e disturbo ossessivo. Există o puternică legătură între religiozitate și TOC și scrupolozitate și TOC? Abbiamo fatto una ricerca in cui abbiamo mostrato questa faccia ai pazienti ossessivi. Abbiamo chiesto di immaginare rivolta verso di sé. Într-o cercetare am cerut pacienților să privească această față și să-și imagineze că personajul din fotografie este supărat pe ei. E abbiamo fatto la stessa cosa con dei pazienti non ossessivi. E Și am făcut același lucru cu pacienții cu alte tulburări, nu obsesivi. i risultati sono stati questi. La reazione emotiva dei pazienti ossessivi di fronte a questa faccia è stata molto più intensa che quella dei non ossessivi. Infatti, Reacția emotivă a pacienților obsesivi era mult mai intensă decât altora. a un certo punto abbiamo smesso questo esperimento perché aveva delle conseguenze troppo drammatiche sui pazienti. La un moment dat a trebuit să întrerupem acest experiment pentru că avea consecințe prea dramatice asupra pacienților. Il paziente si è anche dissociato durante l'esperimento. Un pacient chiar a intrat într-o stare di dissociere in timpul experimentului. Pensate che vuol dire questo? Si aspettano di essere di questa faccia sprezzante, si aspettano di avercela se si realizza ciò che temono. Cioè, per esempio, Maria, se si fosse contagiata, se faceva queste immaginazioni, immaginava di essere trattata in maniera sprezzante da parte degli Este altri. exact ceea ce își imaginează pacienții că va fi reacția dacă greșesc. De exemplu, Maria își imagina că dacă se va contamina, cei din jurul ei vor avea exact reacția aceasta de dispreț și agresivitate. Invece, per esempio, i pazienti con ansia sociale, quello che si immaginavano era la faccia, l'espressione emotiva della gioia, perché c'è il sorriso. Pacienții cu anxietate socială își imaginau, în cazul în care ar fi greșit, își imaginau fețe care să surâdă. L'ultima cosa importante, molto importante secondo me, è che avevano tante memorie di esperienze in cui effettivamente avevano visto quella faccia. Lucrul cel mai important este că acești pacienți aveau multe amintiri, își aminteau că au trăit, au văzut această expresie a feței de foarte multe ori. E questo, come vedremo, apre una nuova strada di terapia. Și asta ne deschide o nouă stradă o stradă de tratament. L'induzione della colpa deontologica in soggetti non clinici implica non soltanto dei lavaggi che sono tipo quelli degli ossessivi, ma anche il controllo delle pillole avviene in modo ossessivo. Con la colpa altruistica non succede. Inducerea vinovăției deontologice provoacă la subiecții normali spălări și controle obsesive, dar acest lucru nu se întâmplă în cazul vinovăției altruiste. Al dilemma, i pazienti ossessivi non muovono lo scambio, În cazul dilemei vagonului, pacienții obsesivi nu acționează gli mecanismul, altri pazienti sì. ceilalți pacienți da. Oh, e infine è interessante vedere che cosa succede nel cervello dei pazienti În ossessivi. cele din urmă este interesant să vedem ce se întâmplă în creierul pacienților obsesivi. L'induzione della colpa altruistica, Inducerea vinovăției cioè quello altruiste. studio che abbiamo visto prima in fMRI, l'abbiamo rifatto con i pazienti ossessivi. Studiul pe care l-am văzut mai devreme cu rezonanța magnetică l-am refăcut cu pacienții obsesivi. Allora, quello che è interessante osservare è che l'induzione di colpa altruistica Este interesant să observăm că inducerea vinovăției altruiste non implica una diversità di attivazione neurale. nu duce la o activare neurală Cioè, in diferită. altre parole, se lo stimolo è di colpa altruistica, Dacă stimulul este de vinovăție altruistă, il cervello dei pazienti ossessivi reagisce come quello dei non ossessivi. creierul pacienților obsesivi reacționează ca și cel al pacienților neobsesivi. Invece, se l'induzione è di colpa deontologica, Dar dacă se induce vina deontologică, la reazione del cervello dei pazienti ossessivi è diversa da quella degli altri.
Reacția creierului pacienților obsesivi este diferită față de altora. Quindi, poi mi fermo qui, no? Ok. Quindi, in buona sostanza, il suggerimento da portare a casa è questo. Deci, sugestia pe care aș vrea să vă rămână. È che sembrerebbe che la motivazione principale dei pazienti ossessivi Se pare che motivația principală a pazienților obsesivi possa essere la prevenzione di una colpa deontologica. ar putea fi prevenirea unei vinovății deontologice. Questo suggerisce, e in qualche modo lo sappiamo, che per i pazienti ossessivi la possibilità di avere una colpa deontologica è una possibilità catastrofica. Acest fapt ne sugerează faptul că pentru pacienții obsesivi, posibilitatea de a avea o vină deontologică este catastrofală. Cioè, in altre parole, una catastrofe che cos'è? Un evento negativo che non si riesce a immaginare come possa essere attraversato. O catastrofă este un eveniment negativ pe care persoana nu reușește să-și închipuie cum ar putea să-l depășească. Qualcosa di inaccettabile, Ceva inaccettabile. qualcosa di difficile da ricostruire, da dargli un senso. È Ceva difficile care dargli un este senso. greu de reconstruit și căruia nu i se poate da un sens. Oh, non so se faccio tempo o no, lo facciamo dopo, scusa, mi piaceva farvi vederlo, lo vediamo dopo questo qui, ok? Ok, allora, soltanto per dare un'idea che cos'è la catastrofe, Pentru a vă explica ce este o catastrofă, eh? Racconto sempre un'aneddoto. povestesc mereu o anecdotă. Anni fa una mia cugina Acum mai mulți ani, o verișoară, perse il marito in un incidente și-a d'auto. pierdut soțul într-un accident de mașină. Stavano insieme da, quando avevano 14 anni. Erau împreună de când aveau 14 ani. Avevano tre figlie. Aveau trei fete, trei copii. E nei giorni successivi alla morte del marito, În zilele care au urmat morții soțului, la mia cugina diceva: non riesco neanche a immaginare come posso attraversare questo periodo, non riesco a immaginare come posso sopportare questa perdita, non riesco a immaginare come posso accettare questa perdita, come posso ritrovare un senso nella vita. verișoara mea spunea, nu reușesc să-mi imaginez cum voi depăși acest moment, cum voi suporta această durere, această pierdere. Ecco, questo è il concetto di catastrofe. Acesta este conceptul de La catastrofă. maggior parte di noi pensa che appresso a una colpa possa esserci il perdono. Majoritatea persoanelor cred că după ce, dacă suntem vinovați de ceva, va urma și iertarea. Magari c'è una penitenza. Ecco, Poate să fie o pedeapsă. per gli ossessivi invece probabilmente Dar probabil pentru pacienții obsesivi, avere una colpa deontologica è un'esperienza tipo fine del mondo. faptul de a avea o vinovăție deontologică este sfârșitul lumii. Qualcosa di inaccettabile, Ceva e quindi questo inaccettabile. suggerisce che la terapia debba puntare a rendere accettabile la possibilità di avere una colpa. Și asta ne sugerează faptul că terapia ar trebui să aibă ca scop faptul de a face mai acceptabilă vinovăția. Ok, a posto così ci vedo Ok. continuo dopo.